Pentru Zodia Capricorn, în comunicarea cei apropiați se manifestă sensibilitate, dorință neclară, cunoaștere filozofică. Schimbările sunt importante, unor subterane, sensibile, subtile, iar în Scorpion, de altfel, se formează un sterium care are ca subiect pe Soare, pe Mercur și pe Venus și poate favoriza schimbări, răsturnări de situații, începerea unui nou ciclu de viață în relațiile prietenici cu protectorii în special. Frustrările de la locul de muncă pot să vorizeze uh, comunicarea cu cei apropiați prin imaginație, prin sensibilitate mai multă, iluzii, atitudini anarhice, retragerea în viciu și în diverse exagerări care pot afecta eventual sănătatea. În zona relațiilor pot apărea ceva decepții, lipsa de încredere, eventual fuga de răspundere. Deci iată câteva atenționări astrologice de care trebuie să țineți seama.